of the place of worship, not of churches. Not for intermediarism, Jah. I could go less on these words around of the world. Fight, fight, fight against the system. You know Babylon in his name, and this is the money damn philosophy. Seremos uno, sí, en un contra el
woman. Yeah, hace tiempo no vengo pa' Babilón, me persigue y no puede hallarme. Me persigue en forma constante, voy siguiendo el camino.
Yeah.
Thank you.
Dragi prieteni, suntem la finalul celei de-a doua zi a campionatului internațional ecvestru Cupa Decebal, aici la Hemeș Bacău. Lângă noi este domnul secretar general. Vă rog să vă prezentați, să ne spuneți cum au fost cele două zile pentru dumneavoastră și pentru concurenți. Bună seara! Claudiu Selișteanu este numele meu, sunt secretarul general al Federației Ecvestre Române. După două zile de concurs, două zile de competiție reușite,
În primul rând aș dori să transmit salutări tuturor telespectatorilor noastre, să transmit salutări tuturor iubitorilor sportului ecvestru, celor care iubesc cai, să felicit în primul rând organizatorii acestei competiții, care a fost o reușită, Clubul Sportiv DC Balș și în special pe domnul Ionuț Baliș, și să felicit toată familia și toată echipa care a sprijinit organizarea acestei competiții, care a fost, să repet, o reușită. Avem lângă noi și o doamnă care vrea să o vadă, vrea să prezinte către telespectatorii noștri. Felicitări din suflet, doamnă. V-a plăcut a sprijinit organizarea acestei competiții. Am sprijinit, noi suntem apicultori, muncim și ce am învățat de la noi, face și el. Bravo. Mulțumim foarte mult, mulțumim. Pentru că deci, și vă felicităm și pe dumneavoastră. Iubitor al cailor și s-a transmis în familie. Mă scuzați, da, nicio problemă, că... foarte bine. Băiatul a fost lăsat la copii, felicitări, nepoțelul. A, cu Dani, da. Nu i-am crescut eu pe toți. Felicitări. Domnule secretar, mai o să vă rog să ne spuneți și despre alte competiții din România și după aia o să vă întreb dacă ați participat, ați fost împreună cu colegii și la cele din străinătate. Da, Federația Ecvestră Română este în creștere, să spunem, avem un număr din ce în ce mai mari de cluburi care sunt afiliate la Federația Ecvestră Română, avem mai multe discipline, printre care și disciplina anduranță, cea care s-a desfășurat în cele două zile pe aceste frumoase meleaguri și zone ale Bacăului, în zona Hemeiușului, și face această reușită și organizare deosebită. Ne dă încredere că pe viitor aici se vor organiza competiții frumoase și bune, care vor duce la ridicarea sportului ecvestru din România și a disciplinei anduranță. Într-adevăr, în urmă cu 3 săptămâni am participat la campionatul mondial de anduranță din Italia, unde au participat 2 sportivi români și sportivul Răzvan Ștepănescu, care este din Bacău, din zona Hemeiuș, de aici s-a clasat pe locul 23. Deci avem un sportiv român, un sportiv din zona Bacăului, care s-a clasat și este pe locul 23 mondial. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră și pentru faptul că v-ați răpit din timpul ăsta de final, că e o atmosferă foarte frumoasă și bănuiesc că și la anul veți fi din nou prezent aici la Hemeiuș și Bacău. Cu siguranță vom reveni și Federația Ecvestră Română va fi alături de Clubul Sportiv DC Balș, de organizatorii competiției, și vom sprijini cu tot ceea ce putem pe viitor organizarea a multor competiții în această zonă, în acest minunat loc din care se îmbină frumos cu natura. Aș dori la sfârșit să felicit din nou organizatorii, să mulțumesc arbitrilor și să felicit în primul rând din nou pe cei care au câștigat, pe Lucian Băruiu, care a câștigat cursa de 100 de kilometri internațională, și pe ceilalți sportivi, antrenori și proprietari de cai. O seară frumoasă! Mulțumim! Lângă mine se află unul din câștigătorii acestui concurs internațional. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că toți concurenții sunt câștigători și noi, cei de la presă, suntem câștigători, pentru că am beneficiat de o zi foarte frumoasă aici la Hemeiuș Bacău și vreau să vă spun că a fost o atmosferă extraordinară, au fost momente deosebite. Iată, unul din câștigători vrea să se prezinte la rugămintea noastră. Ce premiu ai luat? Bună seara, am luat premiul 3 la categoria 40 de kilometri. În primul rând, câți ani ai? 15 ani. Deci iată un început de carieră foarte frumos. Ai mai luat premii până acum? Nu, este primul concurs, sunt debutant. Deci iată, sperăm să fie cu succes acest început. Da, da? Doamne ajută. Cum a fost ziua? Care a fost cel mai greu moment din cursa de astăzi? Cel mai greu moment a fost o căzătură a unui coleg. Am trecut cu bine peste. Tu ai avut vreun moment, de fapt la ce categorie ai fost? Descrie-ne traseul tău de astăzi. Am avut două bucle de 20 de kilometri. Pe la ce oră ai plecat? Din câte am zis, 7 dimineața startul. Un traseu foarte bine organizat, o organizare foarte bine, totul a fost foarte bine pus la punct.
domnul Ionuț Băli și-a organizat foarte bine. Concurenții zic eu că au fost mulțumiți, traseul la fel foarte frumos. Au fost și părți tehnice și părți mai grele, dar pe scurt, da, a fost un traseu. Are un nume calul tău? Da, Omar. Da? Și cum se simte Omar? La finalul cursei era obosit, era ok sau... Parcă ar mai fi făcut o buclă. Da? Ar mai fi mers. Tu cum te-ai simțit? Ai fost obosit sau... Nu eram obosit. Cred că la fel ca și calul ar mai fi mers o buclă, da. Iată, dragi prieteni, să-i urăm interlocutorului nostru mult succes. Este un început promițător și sperăm că la anul ne vedem din nou aici la concursul Cupa Decebal. Bineînțeles, da. Bun, ce mesaj transmis colegilor tăi de generație, cei care vor vedea acest interviu, prietenilor tăi? Prietenilor mele transmit să vină și aici să se alăture comunității de călăreți, să înceapă și ei... Să facă un sport? Da, să facă mai pe scurt sport. Sportul este foarte sănătos, benefic pentru oricine, indiferent de vârstă și ani. Mulțumesc foarte mult și încă o dată toate cele bune și din partea noastră. O seară bună, vă mulțumesc! Cea de-a doua zi a concursului internațional Ecvestru Cupa Decebal este spre final. A fost o zi fantastică, aș putea spune. Am văzut sportivi foarte buni, am văzut cai foarte buni, am discutat cu foarte mulți participanți și iată, lângă mine avem și un președinte de club. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți, în primul rând, cum v-ați simțit aici la Hemeș Bacău. Numele meu este Hilal Pierre, președintele al clubului Hilal's Riders de Andoransa. Atmosfera este superbă, organizare extraordinar de frumoasă, atmosfera wow, n-am întâlnit niciodată în România așa atmosfera. Recomand la toți sportivii să încearcă să veniți aici pentru proba de Andoransa. Și traseu și atmosfera super. Dumneavoastră vorbiți cu un accent străin, din ce țară sunteți? Sunt de origine libanez, dar momentan mă prezint cu buletin care românesc, care începe cu tot cu unul. Vă place aici în România, la noi? Este casa mea deja. Mă bucur foarte mult. Probabil că sunteți căsătorit aici în România. Am fost căsătorit. Ați fost căsătorit. Aveți o echipă pe care o reprezentați la acest concurs. Spuneți-ne despre clubul dumneavoastră mai multe lucruri, membrii, despre activitatea cu caii. Momentan am prezentat cu 5 cai de la clubul Hilal's Riders. Ce rasă sunt caii? Pur și simplu arab și am avut o singură cal care este lipițan, linia Maestoso, care au intrat 2 cai dintre ei la proba de 40 de kilometri și 3 cai la 60 de kilometri, care au terminat totul cu bine și am avut un mic campion, cel mai mic concurent care a participat la acest curs și a luat locul 1. Este un copil de 11 ani. Puteți să-i spuneți numele? Bervoioan Sofia, cu calul catalan. Deci iată o surpriză, tineri care, în primul rând, concurenții, din câte am văzut, au fost foarte tineri. Dumneavoastră vă simțiți tânăr printre ei? Pentru prima dată, când nu intru și eu la competiție, era o probă ca să vedem dacă au înțeles strategii și ce au de făcut și chiar au prezentat acest curs până la capăt într-o stare foarte bună. Ați mai fost și la alte concursuri în țară, în România, în străinătate? Evident, în fiecare perioadă vin și am participat la mare majoritate curse de Andoransa. Vă prezint acest copilul. O veritabilă campioană. Da. Te rog să te prezinți. Sunt Sofia Berevoianu. Așa, ține mai sus cupa să se vadă. Așa, și diploma. Așa, foarte frumos. Spune-ne câteva cuvinte despre tine, de unde ai învățat, de unde ai pasiunea aceasta pentru Ecvestru. Am venit la Pierre prima oară și de atunci mi-a plăcut. Și... Deci e prima oară acum, da? Nu, este a treia competiție la care particip. A treia competiție, da? Deci iată că ai deja o tradiție în chestiunea asta. Înseamnă că îți poartă noroc acest sport. Ce mesaj le transmiți colegilor tăi, prietenilor tăi care te văd acum la Exclusiv TV? Le transmit să aibă încredere în ei și să-și învingă fricile.
Domnule președinte, noi vă mulțumim foarte mult. Iată, Ionuț Băliș a fost o secundă pe lângă noi. Vreau să-i mulțumim și lui cu această ocazie, pentru că a organizat foarte bine acest concurs internațional. Domnule președinte, la anul veți fi din nou cu această campioană, supercampioană aici la... Evident, nu doar la anul, și anul ăsta o să... Mai participăm. Da, mai participăm, evident, evident. Mai mergeți. Da, da. Deci, dragii mei, să le spunem tuturor că aici la Hemeiuș au fost două zile foarte frumoase și iată, oaspeții noștri de aici au venit și s-au simțit foarte bine. Domnișoara deja a câștigat un premiu foarte important. Premiul, încă o dată, este locul întâi pentru junior. Locul întâi pentru junior. Dragii mei, este un exemplu pentru generația ei să se țină de un sport, pentru că tinerii au nevoie de sport. Corect. Mulțumim foarte mult și mult succes în continuare. Mulțumim, mulțumim, asemenea. Iată, s-a încheiat și cea de-a doua zi pe care noi v-am prezentat-o aici la Hemeiuș și Bacău, concursul internațional Ecvestru Cupa Decebal. Am reușit să-l reținem pentru un minut, două, pe Ionuț Băliș, un om deosebit. Toată lumea mi-a vorbit numai de bine despre tine. Mulțumesc. A fost un eveniment reușit, ați organizat foarte bine. Cum te simți acum pe final? Dar văd că încă mai ai treabă. Mai am resurse pentru încă două ore. Te mai ocupi și de musafiri, încă nu te culci așa repede în seara asta. Mai avem puțin de muncă, dar e important că toată lumea s-a simțit bine, a fost bine și un eveniment reușit, aș putea spune. Pentru anul viitor te-ai gândit mai organizezi? Au ieșit lucrurile așa cum ți-ai propus? Avem o mică problemă aici. Eu sunt în acest sport de puțini ani. Deci a fost a doua ediție acum, A doua ediție. Prima ediție a fost un concurs organizat pe fugă național. În al doilea an am făcut deja un internațional, care suntem al doilea pe țară care fac acest concurs. Deci mă gândesc la anul, probabil o să facem olimpiadă sau mondiale la Bacău. Da. Sperăm cu timpul. Cum ți s-au părut concurenții? Foarte pregătiți, pentru că a fost un traseu foarte, foarte tehnic, foarte dificil. Am avut noroc că vremea ne-a lăsat să parcurgem acest traseu dificil și foarte puține eliminări. Un procent de 10%. Cum ți s-au părut campionii cei mici, că am avut și la categoria juniori? Da, din fericire, unul dintre premianții de pe locul întâi este fiul meu și prin munca mea ei mă răsplătesc așa, să mă ducă să mă facă fericit. Deci un premiu mai mare nu se putea și pentru anfitrionul nostru Ionuț Băliș. Dar vreau să vă spun că aseară am luat un interviu unui domn de la Otopeni. Cred că el a câștigat un premiu important. Da, domnul Lucian de la Lucky Horse a avut ca întotdeauna cai foarte bine pregătiți și a terminat acest traseu foarte tehnic, foarte dificil și a fost foarte, foarte bine. Ce mesaj le-ai transmis celor care au urmărit pe parcursul celor două zile transmisiunile noastre? Le mulțumesc și îi așteptăm să vadă ce înseamnă echitatea, ce înseamnă călăria și ce înseamnă dragostea față de cai. Așadar, dragi prieteni, trebuie să-i mulțumim încă o dată anfitrionului nostru, domnul Ionuț Băliș, un om deosebit. Încă o dată spun, toată lumea cu care am discutat au avut numai cuvinte de apreciere, a fost un eveniment reușit. Încheiem și noi transmisia, mergem și noi la odihnă, pentru că am stat și ieri și astăzi aici, dar vreau să spun că mergem acasă, la redacție, cu bateriile încărcate. Ne-am simțit foarte bine aici și o terasă foarte frumoasă, a fost și o servire extraordinară și o organizare foarte bună. Deci iată, cea de-a doua ediție se încheie la superlativ. Vă mulțumim foarte mult și felicitări tuturor concurenților. Și da, vă mulțumesc tuturor. Dragii mei, țineți aproape de noi. La revedere! La revedere!